vă rog să-mi spune, ce fac eu acum în situația cu copilul bolnav, care trebuie să ajung astăzi? Ce se întâmplă cu mine și cu copilul meu? Nu, ok, vă rugăm frumos, fiecare vă rugăm are o frumos să faceți tot posibilul. Ni situație... se face rău aici? Nu mai avem Fere, suntem noi, oamenii de rând, da? Poate unii se duc la servici, se duc la școli, mă duc la tratament. Bun, ce fac? Ce fac? Am 1000 de euro, acum să plătesc un alt zbor? Sunt atât de revoltată, în primul rând, al celor care au luat decizia să blocheze instant, fără să anunțe în prealabil. Și acum nu avem nici de bani de întors înapoi acasă, nici nimic, de la Moldova. Ce faceți? Nu știu, iată, scriu la copii să văd ce o să hotărâm, dar nu până când nimic.